Astăzi a avut loc o ședință de colegiu prefectural în cadrul căreia prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, s-a întâlnit cu directorii instituțiilor deconcentrate din Mehedinți, unde au fost discutate trei puncte importante pe ordinea de zi. Printre acestea se află digitalizarea ANAF, dar și campania de primiri cereri unice de plată pentru anul 2022 din cadrul APIA. Sunt selectate trei teme de discuție pentru această ședință. Și avem campania de primire cereri unice de plată pentru anul 2022, temă pe care o va prezenta din partea APIA doamna director executiv Gherasimescu Loredana. A doua temă se referă la digitalizarea ANAF-ului. Este aici domnul director de la Administrația Financiară Mehedinți și vă va prezenta subiectul respectiv. Și avem la punctul 3 implementarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, doamna Mădălina Bratu, doamna director executiv. În cadrul ședinței de colegiu prefectural au fost aduse în discuție trei teme extrem de importante pentru județul Mehedinți. Primul punct se referă la campania de primiri cereri unice de plată pentru anul 2022 în cadrul APIA Mehedinți. Începând cu data de 15 februarie anul acesta, APIA a demarat campania de informare pentru primirea cererilor unice de plată pe suprafață. Această campanie a demarat sub sloganul APIA alături de fermieri pentru o agricultură performantă. Ținând cont de contextul pandemiei provocată de virusul SARS-CoV-2, ca și element de noutate anul acesta, este faptul că fermierii pot depune cererea online prin semnătură electronică, însă aceștia au obligația de a informa funcționarul responsabil cu cererea despre intenția de a depune cererea online și de a semna electronic această cerere. Tot ca și o noutate de începând de anul acesta este faptul că fermierii nu vor mai primi, așa cum primeau în anii trecuți, invitații în format letric, în care li se menționa ora și data la care trebuie să se prezinte la agenția de plăți, precum și funcționarul responsabil de cererea unică. Anul acesta s-a luat decizia de a fi informați telefonic și prin mijloacele electronice prin adresa de mail. Tot începând cu 14 februarie, fermierilor le este pusă la dispoziție aplicația IPA online prin care își pot digitiza parcelele. Un alt subiect important se referă la digitalizarea ANAF. Având în vedere faptul că mediul electronic reprezintă o oportunitate pentru ANAF de a aloca și a gestiona în mod eficient resursele material, financiare și timpul, agenția și-a asumat dezvoltarea canalelor de interacțiune cu contribuabilii, dar și cu alte instituții prin crearea de aplicații informatice prin care au fost oferite noi servicii electronice. Cele mai importante două servicii sunt, așa cum spunea și domnul prefect, PatrimVenu, care este un depozit de informații și documente în formă dematerializată, în care sunt colectate și agregate date obținute de la autorități și instituții publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, de la contribuabili, plătitori de impozite și taxe și sunt furnizate autorităților publice și instituțiilor publice de interes din administrația centrală și locală. Practic, PatrimVenu funcționează ca un sistem centralizat de supraveghere fiscală, o bază de date comună între primării și ANAF. ANAF are acces astfel la informații privind patrimoniul persoanelor fizice și juridice, bunuri mobile și imobile, precum și informații privind creanțele datorate de contribuabil bugetului de stat. De asemenea, ANAF va oferi acces primăriilor la informații privind veniturile din salarii, precum și cele din venituri din alte surse ale contribuabililor. Practic, ce înseamnă asta? Este o bază de date comună la nivel central și local, prin care instituțiile și ANAF-ul își oferă reciproc informații dacă entitățile respective sunt înscrise în PatrimVen. Ultimul subiect atins în cadrul ședinței de colegiu prefectural a fost implementarea Registrului Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează, actualizează și administrează Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale,
iar nomenclatura stradală se aprobă prin hotărârea Consiliului Local, se organizează pe fiecare localitate și reprezintă evidența primară unitară, care servește la atribuirea denumirii străzii și a numărului administrativ. Acest registru electronic național reprezintă sistemul unic de referință la nivel național în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, orașelor și al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică, iar Agenția Națională de Cadastru asigură instituțiilor și autorităților publice, precum și notarilor publici, accesul liber și gratuit la registru. Pentru ca Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să poată furniza date și informații privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, este imperios necesar ca atât Registrul Agricol Național, cât și Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale să fie populate complet și corect cu date și informații.